Și ANAF începe controlele la, malul, la marii contribuabili, dar nu renunță nici la ideea de a lua bani, la bani mărunți manicuristele, cu afezele profesorii care dau meditație și maneliștii care își umplu buzunarele pe la Într-un interviu pentru Hot News, Lucian Heiuș, președintele ANAF, a explicat ce controle încep de la data de 1 iulie și cum vor proceda inspectorii. Șeful fiscului spune că în bătălia pentru depistarea averilor ilicite ale persoanelor fizice va îngrena 100 de funcționari în plus față de efectivul actual. Controalele încep la 1 iulie și vizează pe cei care au cumpărat proprietăți sau mașini scumpe, au plasat sume foarte mari în conturile bancare, ori și-au creditat propriile firme cu importante sume de bani. Lucian Heiuș spune că marea majoritate a celor peste 560.000 de persoane care au grad ridicat de risc sunt deținători de societăți Comerciale. Fiscul le-a pus gând rău și maneliștilor. Aceștia nu se vor mai putea ascunde în spatele donațiilor dacă nu le declară ca atare la notar. Șeful ANAF recunoaște însă că va fi greu de făcut diferența între un așa zis cadou primit la o nuntă și suma pentru o prestație artistică la negru. Cât despre coafeze și manicuriste, Heiuș spune că vizate sunt saloanele bănuite că funcționează ilegal, pe baza cazurilor semnalate chiar de colegi de breaslă sau de angajați nemulțumiți de plata la negru. ANAF a trimis deja sute de adrese unor mici întreprinzători cu așa numit grad ridicat de risc, la care ar fi constatat o diferență semnificativă între venitul declarat și cel estimat de inspectori. Celor în cauză li se dă un aviz de inspecție și au 60 de zile să completeze o declarație de patrimoniu și venit, din care să rezulte amănunțit de unde provin veniturile.